de o parte o compătimesc și îmi pare rău. Dar pentru reputația ei vreau să o știu în siguranță. Seniore, fata din casă îmi dă de înțeles că Sfânta Beatrice se vedea să vorbească. Eu sunt om de onoare și nu înțeles să discut cu ea fără știrea părintelui. Bravo, signore. Ești un om cum se cade. Întotdeauna te-am stimat și acum apreciez și mai mult cumințenia dumitale. Dacă ești dispus, până diseară semnăm contractul cu fica mea. Dar aștept să scap de o piatră din casă. Atunci să o chemăm și pe Beatrice și să vedem ce ar de spus și dânsa. Stăpâne, signor Lelio Bisonio si fost cândva marchiz, vreau să vă salute. Pareți vreo păteasă. Sunt sigur că o să-și primească sigur pedeapsa. Să vedem ce mai are de spus și de data asta. Ce? Să vină înăuntru. Ce mincinos și să zice că nu este mincinos. Sunt sigur că era cu ceva în tale. Păi dacă e însurat, nu mai are ce manevra vreo să vină. Domnule doctor, vin plin de rușine și culcat ca să vă cine tare. Bine, mine, te patru. Mi-a dat o cauți motive ca să te bați cu mine, iar eu am venit aici ca să cer sprijinul dumitale prietenesc. Față de cine? Față de prea iubitul nostru, domnul doctor. Și de la mine ce vrei? Pe fica dumitale de soție. Pe fica mea de soție? Întocmai. Păi nu ești însurat? Domnule doctor, aș fi un obraznic dacă aș fi însurat și aș fi avut tupeul să vin aici ca să cer mâna Rosaurei. Iar încerci să mă duci de nas? Dar cine v-a spus vouă că... Eu sunt însurat. Tatăl dumitale mi-a spus-o. Mi-a spus că ești însurat cu signora Brisei de fica lui domn Policarpio. Dragostea mea pentru Rosaura și grija pentru reputația mea mă face să vă spun adevărul. Tata este un mincinos! Taci! Tatăl dumitale nu e stare să mintă! E un gentilom! Da, de ce credeți voi pe tata și nu mă credeți pe mine? Fiți atenți că eu am să vă arăt acum amândoi cine este adevăratul mincinos. Tata v-a spus că eu sunt însurat, iar vă spun că nu sunt însurat și am aici atestatul că sunt liber. Sir Otavio este din zonă, deci vă poate confirma acest lucru. Greu și bine. Într-adevăr, recunosc și scrisul și sigiliile. Vedeți? Care va să zic că nu ești însurat? E, vedeți bine că nu sunt. Păi și atunci de ce Don Pantalone mi-a dat a înțelege că ești? Am să vă spun eu de îndată de ce. Tata? Tata regretă că v-a promis că o să fiu în cinere de Rosaura. Și de ce? Pentru că azi dimineață în piață s-a întâlnit cu un vechi prieten de-a lui, iar acesta i-a promis că îi dă 50.000 de ducați ca eu să-i fiu ginerele lui. Și tata a acceptat. Oare ar putea, signor Pantalone, să-mi facă o asemenea ofensă? Interesul este interes, te orbește! Sunt uluit. Suntem uluiți. Ce? Și de ce tatăl tău a născut și toate astea? De ce și-a dat cuvântul, de fapt? A regretat. Asta am înțeles. Și de ce nu vine dânsul să spună că regretă? Fiindcă dânsului este rușine de dumneata și m-a trimis pe mine personal ca să rezolv această situație. Asta miroase a păcăleală. Dar totuși acesta este adevăr. Mă jur că acesta este adevăr. Păi și senior Lelio, de ce ai născocit atunci povestea cu Cina și cu Serenada? Serenada? Da. Serenada. Păi, dacă eu am pus să-i cântec Serenada, de ce spui că am mințit?
Și cina? Cu cina am spus și eu ce aș vrea să se întâmple. Și a doua zi că ai dus pe fete la bălci? Am vrut cu tine. În concluzie, faptul că eu sunt băiatul domn Pantalone, asta o credeți? S-ar putea ca nici asta să nu fie adevărat. Am și atestatul că sunt liber. Nu mai să fie adevărat. Hai dați-l la tot. Da, luați-l. Căsătoria mea cu Rosaura a fost pusă la cale de dumneata de tată. Îmi pare rău că tatăl dumitale a tras de cei 50.000 de ducați, nu-și mai ține cuvântul dat. Spun eu, cei 50.000 de ducați au dus ca pe apa sâmbetei, iar tata regretă și acum că și-a dat cuvântul. Da? Și de ce nu vine să-mi spună chiar el asta? Nu vrea să vină. El... e plecat la țară, nu e plecat de obicei. Da? Și dumneata, de ce nu te-ai dus după el să-l vezi la țară? Pentru că odată ce am văzut-o pe Sinea Rosaura, nu m-am mai putut dezlipi de acest frumos oraș, Veneția. Dar le faci din ce mai bogate, seniore. Sunt două unde când eu stau la pan și joc cărți și de-abia ieri te-am văzut pe tine pe acolo. Auzi? Vă spun eu adevărul. Dumneavoastră, domnule doctor, știți de cât timp am plecat eu din Napoli? Tatăl dumitale mi-a spus că sunt vreo 3 luni. Așa, și unde credeți că a fost eu în acest timp? Mi-a spus că a fost la Roma. Credeți că minte? La Roma am fost 2-3 zile, apoi am fost aici, în Veneția. Tot timpul. Și el n-a știut-o? Nu aș vrea de unde să știe, pentru că el tot timpul e plecat la țară, pentru că așa este obiceiul la el. Dom'le, și nu te-am întrebat de ce nu te-ai dus la țară după el? De ce nu te-ai să-l vezi? Hai, dați-i fata odată. Uite și eu o scaura. Cea 12 pe Beatrice. Bine. Bravo, senior Lelio, văd că-ți merge bine cu minciunile tale. Cu dumneata mâine n-am timp să mă bat. Și de ce mă rog? Pentru că mâine sper să mă întorc. Și altceva ce mă zici? Sper să o prim pe Rosaura. Dacă reușesc să o prim pe Rosaura... Rosaura, iată-l pe senior Lelio. Se oferă să-ți fie bărbat. Da. Ce părere ai? Mi-ai spus că este însurat? Așa am crezut că e însurat, dar se pare că el e liber. Putiți să fie în stare, dar înseamnă amur și în vie. Rosaura, te vezi prea mult ca să fii capabil ca să te mint? Dar nu ai spus niciunul. Hai să-i sprevim acum. Îl vrei de bărbat? Dacă mi-l dai, eu iau. Senior doctore! Plecăciune! Dar ce caut aici fiul meu? Vrei să știi ce caut aici fiul dumitare? Da. Dă satisfacție pentru afrontul adus de dumitale casei mele. Dar eu ce ți-am făcut? Mi-ai dat a înțelege că e însurat pentru a-l absolvi de obligația de a se însura cu fica mea. Am spus că e însurat pentru că el m-a făcut să înțeleg astfel. Tată, iată-o pe frumoasa mea, Rosaura, aceea pe care dumneata mea are restul de soție. Tatăl ei este aici de față și mi-a acordat mâna ei. Toată lumea este fericită, așa că... Te rog, eu nu mai spun nici dumneata nimic. Cum să tac? Nenorocitule! Cum să tac? Senior doctore? Această scrisoare și vei vedea și dumneata dacă mai poate avea loc această căsătorie. Scrisoarea asta nu e pentru mine.
Bravo, signor Lelio! De peste 3 luni te afli la Veneția? Ești... nu te-ai încurcat cu nicio femeie? Ești liber, cu desăvârșire liber? Rosaura, pleacă de lângă acest nerușire amicilos! Află că 3 luni a stat la Roma, unde s-a logodit cu Cleonice Anselmi, în urmare nu se poate sura cu tine! Excrocule, nenorocitule, palavragiule, micinosule! Dacă tata vrea să mă facă de rușine, atunci să vă spun eu adevărul. Această simplă femeie nu este decât o simplă femeie pe care am cunoscut-o la Roma în acele 3-4 zile de care v-am spus. Acolo, într-o seară, puțin amețit de la vin, ea m-a atras într-o cursă și m-a făcut să-i promit că o voi lua de soție. Aveam și martori care poate să confirme că acest lucru nu este adevărat. Pune, pentru a lămuri aceste lucruri trebuie timp. Deocamdată, însă, te rog să pleci din casa asta. Dar nu pot trebui fără Saura. Auzi, cu cât te cunosc mai bine, cu atât îmi dau seama că de fapt minți când spui că mor după fata mea. Că de fapt prea puțin îți pasă. Prea puțin îmi pasă? Să vă spun ea despre frumoase surprize pe care le-am făcut. Rosaura, povestește tatălui tău despre serenada pe care am pus-o zi să cânte și despre sonetul acela în care mi-am pus toată dragostea mea. Ce? Senior doctore, signora Rosaura, permiteți-mi să vă dezvălui o taină ținută cu atâta grijă până acum. Un mincinos încearcă să surpe meritul atențiilor mele. Aflați, domnii mei, că eu am pus să se facă serenada și că autorul sonetului sunt tot eu. Tu cine ești? Băi, aceasta este ciurna sonetului? Dă-mi-o încoace, mincinosule. Tu ești mincinos, că asta e sonetul meu. Sonetului și al canțonetului. Voi încolo să cercetați. Da, senior, dacă-mi permiteți, voi spune pentru adevăr că din ordinul lui senior Florin o s-a cântat. Și eram pe terasă când cu mâinile lui a aruncat acel sonet. Signor Lelio, ce are de spus în legătură cu asta? Mă bucurește râsul. Un tânăr prostănac. Un tânăr prostănac. Compune o serenadă, eu cântă, dar nu spune el că el a cântat-o. Ca să nu fie cunoscut, că ai că stai adevărul. Apoi compune un sonet de dragoste. De dragoste, dacă și ăla e sonet de dragoste, că... bun. Și nici măcar nu s-a semnat. Dar cumva să afle o Saura că el a făcut acest sonet. În fine, acum toate s-au terminat. Îmi pare rău pentru tine, prietene. Rosaura mi-a promis că va fi a mea. Nu. Tatele mi-a dat mâna. Iar eu îi dau mâna mea chiar aici, de față cu dumneata. Ce mudră, ce limbă! Mințit mai mult. Signore, mai ușor cu florile dumitale de spirit. Signor Florindo, o iubești pe fica mea, Rosaura? Signore, n-am îndrăznit să-mi manifest dragostea. Rosaura, vrei pe signor Florindo de bărbat? Da, vreau. Dar voi ce rost să-l pot urma? Da. Lelio este un excroc. Nu-l vreau pentru tot aerul din lume. Charlata! Să supă! E să te jupoi cu mâinile de... Dar nu ai promis că vei fi a mea? Du-te-și-te în soară cu cea de la Roma! Colombina? Stăpâne, nu mai e vreme. Nu pot în soară. Nu mai e vreme. Plecați, plecați cât mai puteți. De ce? Eram la Han, mâncam ceva și ce să mai mâna peste alta? Cea de la Roma e aici la Veneția. Dar fugiți! Stai puțin! Cine a venit cum de la Roma? Cine? Signora Cleonice Anselmi. N-are cum e o prostituată? Doamne, unde? E fata unuia dintre cei mai mari negustori din Roma. Auzi, și tu ai început să minți? Mincinos! Ține-ai scrocule, Dantela, n-am nimic. Se,
nevoie de la dumneavoastră. Seniora, seniora, este dantela pe care eu am trimis-o. Da, chiar eu am plătit-o cu 10 țechini. 10? De la provălia pisica și am trimis-o seniorei Rosaura prin băiatul de la provălie. Trebuie fără să spun cine eu trimite. Scopul a aflat și în salon, da cu ea? Da. 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 Și a sonetul și a tuturor. Hai, hai să mergem, nu? Hai să mergem. Tăcerea mea pe... De fapt nu era tăcerea. Tăcerea lui... Senior... Cum vă cheamă? Seniore. Senior Florindo, mă numesc. Tăcerea lui senior Florindo m-a făcut pe mine să pot să fac curte celor două doamne frumoase. Iar eu, ca să am și mai mare succes, am început să spun câte miciuni. Dar miciunile sunt făcute în așa fel încât din una să se nască 100. Acum gata, totul s-a terminat, eu o să trebuiască să mă duc la... La Roma să mă sor cu... Așa? Și acum, ce să mai zic? Îmi pare rău pentru dumneata, Sr. Pantalone. Unde ești tată? Unde ești tată? Cu așa fiu crește. Îmi pare rău, tată, că... Domnule doctor, îmi pare rău. Am târziu. Simula de Saura, din nou să-mi pare ce mai rău. Iar de acum vă promit că n-o să mai spun niciodată adevărul. Bine, bine, bine! Hai să mergem! Rosaura se va mărita cu Florindo, iar Otavio o va lua pe Beatrice. Voi fi patru ființe fericite, bucurându-ne de rodul dragostei noastre sincere. Am învățat de la mincinosul nostru că minciuna îl face pe om ridicol, lipsit de încredere și urât de toată lumea. Și ca să nu fim mincinoși, e bine să vorbim puțin, să prețuim adevărul și să ne gândim la urmări. Așa-i.